Alo? Alo? E stația de pe mașină. Păi e pe mașina mea. Păi nu, e stația mea. Da. Nu, 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 că nu e gata. A fost Nagigel ieri și nu este gata. E de la servof... Este de la servofrână. Ba da, dar dacă n-a făcut reglajul, ca lumea a rămas în frânată. Și de acolo e. Am fost la Apele Române, că a ieșit autorizația. Și am luat-o. Am luat autorizația de la Apele Române. Da, da, da. Eu vreau să te întreb, la urmă, ce ai mai făcut cu LSP-ul ăsta de minus 20? Păi, ai descărcat sticlele astea care au făcut precipitarea aia? Momentan nu, pentru că mai sunt în cuburi care trebuie trase și mai e și un reactor care trebuie tras. Și după aceea, nu știu, să vedem ce facem. Am făcut pantigelul acela diluat și apa. La litru. Acum trage tot așa și dacă se sedimentează iar... Eu sper că dacă e tănțica acolo să nu mai apară această problemă. Păi bă, apare atâta timp când nu știm de ce a apărut. Știm de ce a apărut? Nu, dar le-am spus să nu tragă pe cel de pe fund, adică să pună ce rămâne pe fund în fiecare cub, într-un alt cub sau într-un butoi. Deci voi bănuiți că totuși este ăsta totuși de vină? Da, eu bănuiesc că e alcoolul, că e ceva din alcool. Fiind, m-am uitat pe fișa tehnică și apărea că este de origine din cereale. Mai e de origine, nu, dar bun. Pe mine mă întreabă Mara dacă totuși avem un rezultat la analize. Și mă întreabă dacă i-ai trimis să ne trimeadă o mostră de lichid ăla, de dizolvat, da? Cui? Nu, stați așa, spuneți încă o dată. Deci, Mara, da. Cel care delivrează Q-Priz-ul, da. Ne-a spus că este posibil să fie din cauza parfumului. Și dacă este din cauza parfumului, el are un produs care dizolvă stabilizează parfumul. Și ne-a trimis o informare și ne-a spus că e la butoi de care e 4 kg sau cam așa ceva. Da, da. Și tu i-ai răspuns că eu v-am spus să cereți o mostră. Am înțeles. Și tu i-ai cerut să ne trimit cu mostra asta. Am înțeles, da. Ai trimis... N-am trimis e-mailul, o să vorbesc cu Irina să transmită ea. Da, probabil că a trimis ea să ne trimeată o mostră, da? Da, 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 da. E, când vine mostra aia, încercăm să vedem dacă dizolvă produsul ăsta. Da, dar da, da. Dar între timp, ăla m-a mai întrebat altceva. Zice, dom'le, ați încercat să faceți o mostră fără parfum? Uh-huh.
Da, am încercat de toate.